ideea este să se meargă către regiuni, delegat de competențe, desigur, și fondurile aferente obiectivul pe care trebuie să le implementeze regiunile, da? Se va merge cu o descentralizare complexă, în toate punctele de vedere. În acest sens, Plan Operațional Regional Viitor va cuprinde, e adevărat, mult mai multe arii. Ca dovadă, sau ca exemplu, faptul că noi am delegat deja către ADR-uri atribuțiile axei 1 de pe, din cadrul post-competitivitate, deci tot ce înseamnă IMM-uri, asta înseamnă deja... Exact. Da? Deci tot ce înseamnă IMM-uri se duce către regiuni. La nivel național, în program de competitivitate, se vor păstra proiectele mari de IMM-uri. Dar în rest, întreprinderile mici și mijlocii se duc către regiuni, acolo unde este normal să fie. Asta e un exemplu. Același model va fi urmat și pe alte programe. Exact. Deci ideea este să meargă către regiuni, acolo unde este nevoia, se știe foarte bine ce de finanțat, se poate urmări și monitoriza mai ușor un proiect. Și există expertiză, există. ADR-urile au o expertiză pe care nimeni nu poate să o conteste. Deci, în poate, există două variante în cazul în care se schimbă structura regiunilor și în cazul în care nu se schimbă sau nu depinde? Deci, noi mergem astăzi, nu putem să așteptăm o schimbare de număr sau, să spunem așa, compoziția unor regiuni. Nu. Noi mergem pe actualul cadru, deja convenit cu partea comunitară și pe asta clădim. Deci nu avem cum să stăm, să așteptăm, pentru că altfel, dați seama, numai să durează foarte mult. Să stai, trebuie să trimiți Comisiei Europene justificarea noi, eventual, componențe, noului număr sau număr de regiuni, date statistice, este destul de complicat. Noi trebuie să începem să discutăm Comisia Europeană pe ceea ce există. Deci nu ne permitem nici măcar o zi de întârziere. Am spus mai și septembrie sunt două termene pe care trebuie să le respectăm și le vom respecta cu siguranță. Deci, din punctul nostru de vedere, ar fi mult mai eficient să rămână. Nu, eu trebuie să gândesc ca să dau spre politică întrebarea, dar... Nu, politică, eu asta spun. Rolul meu ca minister este să creez acele mecanisme eficiente pentru implementarea politicilor pe care ministerele de linie și regiunile le stabilesc. Asta înseamnă că ce? Pe regiunile actuale, pentru că eu vorbesc de ceea ce este, nu de ceea ce va fi, vorbesc de ceea ce este, cu siguranță, rolul meu este ca, împreună cu Ministerul Dezvoltării, să urmărim ca regiunile să devină, să fie capabile, da? Adică să fie auditate și să avem opinie pozitivă din partea auditului, că, într-adevăr, ele pot să performeze acele funcții pe care noi vrem să le delegăm către regiuni. Asta este rolul nostru. Regiunile astea înseamnă aceste agenții. Sistemul după aia poate fi replicat, că poți să ai de ce regiuni. Altă structură? Nu, se merge pe structura Agențiilor de Dezvoltare Regională. Este clar. Sunt cele care vor prelua în viitor funcție de autoritate de management. Deci acolo este polul, acolo este organisme intermediare. Da, statutul nu contează. Și de la bugetul de stat. Statutul nu contează atât timp cât regulamentul permite public sau privat. Să fie public sau privat acea entitate care va fi implicată în managementul fondurilor europene. Deci nu e obligat să fie public sau privat. Nu. Și putem să încercăm orice fel de sistem, credem că este eficient pentru acest obiectiv. Și deci, spun că vor avea și o capacitate mai mare. Categorii. Categorii. Urmă, o să rămână pe ceea ce, cu mai multe funcții, mai multe obligații, cu același... Nu. Categorii. De v-am spus, rolul nostru ca minister, acesta este, în principal, să găsim împreună și cu celelalte entități implicate, cel mai bun mecanism și mai eficient mecanism pentru a putea fi sigur că, începând din ziua 1 din 2014, prima zi din 2014, începe să dureze proiectele. Și nu să așteptăm să